că ar trebui să luăm toate cele trei hotărâri. Această hotărâre despre care se referă la validarea consilierilor a fost una dintre ele, nu cred că cea mai importantă. Eu cred că important a fost compartimentul de primire urgențe, să putem să-i dăm drumul să funcționeze. Important a fost chiar și raportul primarului, peste care ușor s-a trecut peste el și nu am fost atent, să spunem, să putem să-l analizăm corect, pentru că, într-adevăr, era ceva de discutat. Iar validarea consilierilor, părerea mea este că a fost, din punct de vedere tehnic, putem discuta. Comisia, având doar 4 membri, 2 s-au abținut, din câte am înțeles din raportul președintelui Comisiei, și 2 au votat pentru, însemnând că nu există posibilitate de a se da un aviz pozitiv sau negativ, a fost balotaj. Din acest punct de vedere, nu a putut fi supus la vot validarea consilierului. Consider că n-a fost o discuție politică, o voință politică, a fost ceva legal și corect, conform regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local. Aici e adevărat. Întrebarea e dacă a fost premeditată politică. Nu. Chiar nici n-am discutat nimic referitor la acest lucru înainte de ședință cu consilierii. Noi ne-am întâlnit, am văzut ordinea de zi. N-am discutat nimic în ceea ce privește validarea consilierului. Bun. Dacă s-ar fi ajuns la vot, pentru că noi avem informații pe surse, așa cum au zis atiște, și informațiile sunt cam așa, dacă s-ar fi ajuns la vot, cel puțin unul dintre consilieri, poate chiar mai mult dintre cei din PDL, ar fi votat împotriva validării, tocmai pentru ca PDL-ul să rămână în alianță și nu în afara alianței care conduce administrativ municipiul Pașcani. Repet întrebarea, au fost discuții negociate în acest sens? Nu s-a discutat nimic și nu știu dacă am fi votat vreunul dintre noi împotriva validării, dacă s-ar fi ajuns la vot. Nu am discutat nimic în acest sens. Dar eu cred că dacă s-ar fi îndeplinit condițiile, noi am fi votat pentru validare. Pentru că mi se pare corect și cinstit cel care a câștigat să intre consilier. Nu au fost nicio discuție în acest sens. Nu ne-am pregătit să spunem mai votați așa sau nu. Am avut pur și simplu această discuție după ce a venit raportul comisiei. Atunci am văzut și eu că, într-adevăr, nu se poate să funcționeze cu 4 membri. Bun. Se pare că salta dumneavoastră contează foarte mult în economia negocierilor politice din ultima perioadă. PSD-ul dorește neapărat capul, însă sacrificiul să fie făcut de către primar și nu de către cei din PSD. S-a discutat intens și după ședința de astăzi. A fost o ședință reunită a consilierilor din Alianța USR. Și s-a ajuns la concluzia ca săptămâna viitoare, sau cel târziu cealaltă săptămână, chiar colegul dumneavoastră de alianță nescrisă, domnul primar, să facă un raport, să pună pe ordinea de zi, demiterea dumneavoastră din funcția de viceprimar. Cum comentați situația asta? Da, mă deranjează acest lucru. Deci eu mă așteptam ca acest proiect de hotărâre pentru schimbarea mea să fie făcut de către consilierii PSD, care și-au manifestat public această dorință. Cu toate că nu au nici soluții, că dacă ar avea soluții, ar veni să spunem, îl dăm jos pe Ioniță din funcția de vice, probabil, pentru că noi ne dorim această funcție, să demonstrăm că suntem mai buni. Și dacă vineau cu cineva în loc, atunci spuneam, domnule, e într-adevăr o acțiune politică corectă, vor să vină la guvernare. Dar se pare că PSD-ul nu are soluții, după cum se vede un singur lucru în cap, să mă scheme pe mine. Asta este dorința lor, din păcate, pentru un partid așa de mare, să spunem, cu asemenea pretenții. Revenind la faptul că primarul va iniția asemenea proiect de hotărâre, mă deranjează într-adevăr, dar este dorința dumnealui și probabil că își dorește și dumnealui să mă schimbe, toate că afirmațiile au fost altele. Ce se va întâmpla dacă se va finaliza un asemenea proiect politic cu demiterea dumneavoastră din funcția de viceprimar? Ce se va întâmpla cu dumneavoastră? Ce veți face? Veți intra în opoziție? Veți deveni mai vocal? Partidul Democrat Liberal nu a avut nicio înțelegere cu Partidul Național Liberal. Am avut doar o discuție și ne-am hotărât să susținem proiectele pășcălenilor, indiferent de la ce partid vin, și ale primarului, și ale mele, ale consilierilor din cele două partide, și atât că până acum a dat rezultate. Acest lucru mă deranjează, faptul că ne-am înțeles, consider eu, destul de bine, am funcționat destul de bine și de acum înainte, sau din momentul în care eu voi fi schimbat din funcția de viceprimar, în continuare voi susține proiectele primarului dacă cetățenii municipiului Pașcani se vor regăsi în aceste proiecte. Voi susține proiectele colegilor de la PSD dacă cetățenii municipiului Pașcani se vor regăsi în ele și cu siguranță nu voi vota niciun proiect de hotărâre acolo unde voi considera că nu sunt reprezentate interesele pașcănenilor. Bun. Cine va mai face opoziție în cazul ăsta? Dacă până acum PSD-ul era, să spunem, în opoziție.
Și de cealaltă parte era o alianță nescrisă, e adevărat, între PNL și PDL. Acum, dacă se aliază opoziția cu puterea respectiv PSD-ul cu PNL-ul, iar dumneavoastră spuneți că veți sprijini demersurile administrative, cine va mai rămâne în opoziție? Cine va face opoziția? Deci pentru demersurile administrative care privesc cetățeanul și sunt într-adevăr în interesul păștenilor, eu n-am cum să votez împotrivă. Acest lucru mi-am propus de când am venit în funcție de viceprimar și am fost și consilier, la fel am votat. Credeți că nu va avea cine să facă opoziție? Păi cine? Sunt doi partide mari și late și un independent. Dar n-am spus că voi susține toate proiectele. N-am spus că voi susține... N-am voie să se mai certe. Treaba lor, nu știu, da. Probabil se vor înțelege înainte de ședință cu ce proiecte vor veni. PDL-ul ce va face? Deci, repet, voi susține proiectele care sunt pentru cetățeni. Credeți că toate proiectele sunt în interesul cetățeanului? Până acum s-a demonstrat. Deci mai sunt și proiecte în care noi vom spune cuvântul. De fiecare dată voi încerca să subliniez necesitatea sau acolo unde nu este necesar să se facă un asemenea proiect de hotărâre, vom discuta pe parcurs. Dar eu sper ca în continuare interesul cetățeanului să fie deasupra intereselor politice. Se vorbește din ceea ce mai mult că domnul primar și-a dorit o coabitare cu dumneavoastră, PNL-ul de la Bașcan cu PNL-ul, tocmai pentru a obține un fel de protecție politică pentru acțiunile administrative care au fost destul de controversate și iată încep să iese la iveală din ce în ce mai mult. Este adevărat, dumneavoastră, din postura de lider al PDL-ului din Pașcan, i-ați mediat, i-ați acordat o asemenea protecție, da. Ai folosit cuvântul, da. Nu a existat asemenea lucru, protecție politică, nu a existat. Nici nu am discutat așa ceva. Din contră, cred că și dumneavoastră știți de amenzile pe care le-a primit din partea prefecturii. A fost chemat și el la mai multe comisii. Deci nu a existat o asemenea protecție. În schimb, din partea noastră a Partidului Democrat Liberal, toată lumea știe, nu e nicio noutate, că am facilitat de multe ori accesul la un secretar de stat, la un ministru, pentru problemele orașului, să spunem, să putem intra mai ușor, să putem rezolva problemele. Acest lucru l-am făcut, am mers împreună la minister, am mers împreună la secretar de stat pentru Pășcăneni. Acest lucru l-am făcut, într-adevăr, și mi s-a părut corect ca pentru oraș să mă duc să spun să fac acest lucru. Bun, și nu vă simțiți acum folosit? Trădat, să spun așa... Folosit de către cine? Dacă mă... De către nu. Primar? Nu. Dacă mă simt folosit de către cetățenii orașului pentru ce am făcut eu pentru oraș, atunci pentru mine nu este o problemă. Dacă alții consideră că am fost folosit de primar, atunci e o problemă. Dar eu consider că tot ce am făcut pentru și în sprijinul cetățenilor. Bun, o ultima întrebare. Este adevărat că aveți o mapă cu tot felul de documente strânse de-a lungul timpului mandatul dumneavoastră cu privire la anumite lucruri sensibile, ilegalități pregătite în primăria Pașcani, așa încât să lăsați pe domnul primar atunci când... Nu, ce spuse când vă întrebăm, dar vreau să vă spun ca să nu mai continuăm. Nu am nimic în acest sens, n-a fost scopul meu, n-am urmărit așa ceva. Eu tot timpul mi-am văzut de treabă și am încercat să-mi fac lucrurile așa cum trebuie. N-am nicio mapă, n-am niciun document, dar nu știu ce aș putea să am până la toată urma. Că toate lucrurile au fost la vedere, au fost... Deci nu am nimic, la să spunem, compromițător. Probabil la asta vă referiți dumneavoastră. Da. Lucruri compromițătoare la adresa primarului. Nu am așa ceva. Nu m-am ocupat. Nu-mi stă în fire să fac așa ceva. Nu, n-am ca și activități asemenea lucruri. Primarul v-a motivat pentru că trebuie să facă într-un fel sau altul pentru demiterea legală a dumneavoastră, altfel nu s-ar putea. Da. Ar trebui să facă un raport din care să reiese că dumneavoastră nu v-ați achitat de sarcinile administrative. Asta e formula logică din punct de vedere... Păi trebuie să spună ceva acolo, că nu poate să mă demite pentru că dorește USL-ul. Nu, trebuie să spună ceva. La ce mă așteptați să... La orice mă aștept. Deci mă aștept la orice, nu-i nicio problemă. Dar știu că sunt niște regulamente și reguli care trebuie să le respectăm. Eu nu țin neapărat să rămân în această funcție dacă nu sunt dorit. Pentru că atunci când nu ești dorit într-o funcție și nu există colaborare, nu poți să lucrezi, nu este niciun dacă lucru. Dacă sunt în Consiliul Local, dacă... Cu siguranță, voi rămâne în Consiliul Local, lider de grup, îmi voi spune părerea, așa cum am făcut-o de multe ori. E poate mai greu să spui lucrurile pe nume de la putere, poate problema va fi mai ușor din opoziție. Bun. Da. Chiar o ultimă întrebare, ați atins-o dumneavoastră această problemă, și anume raportul care a fost prezentat astăzi. De fapt, conform legii, edilul șef a trebuit să prezinte anual un raport privind starea municipiului Pașcani și mai puțin un raport politic, un raport de activitate care ține mai mult de imagine, așa cum a fost astăzi prezentat.
Ce părere aveți despre raportul prezentat astăzi? Dar tocmai am spus că ar fi trebuit să ne aplicăm mai mult asupra acestui raport, că nu este o hotărâre de Consiliu. Din păcate s-a trecut foarte ușor peste el. Consilierii au tratat, să spunem, la diverse vorba românului. Trebuia mai bine analizat. El a fost bine structurat, bine prezentat, probabil aveți dreptate, mai trebuia completat. Aici trebuia să vină consilierii să spună. Poate că ar fi trebuit să spuneți ceva despre starea economică a orașului, poate starea socială. Deci, corect. De aici am spus că am trecut prea ușor peste acest raport. Probabil mai trebuia aprofundat. Dar ați văzut, după ce s-a discutat despre consilier, probabil pentru consilierea asta a fost cea mai importantă hotărâre, să vedem dacă îl validăm sau nu îl validăm. Am văzut și invitați deosebiți, la noi am avut astăzi. Chiar le mulțumesc la toți, poși un domn, deci domnul senator Constantinescu, care chiar îi mulțumesc pentru că de fiecare dată în Consiliul Local are un cuvânt de spus și chiar spune lucrul pe nume, domnul deputat Venechiu, pe care îl salut, n-am avut ocazia astăzi să stau de vorbă cu dumnealui, domnul deputat Rățoi, un prieten al orașului și al meu personal, și domnul de la Iași, care e... Așa, ce spus, nu știam, domnul primar de la Iași, nu? N-am știut în ce calitate a venit dumnealui aici. În calitate de președinte al PSD organizația... Dar ieșenii știu că astăzi la Pașcani nu muncește pentru ei, că e plătit azi din taxele lor. Știu ieșenii? Ar trebui să le transmitiți această înregistrare. Deci vine domnul Nechita de la Iași să ne viață pe noi cum omoară el oameni pe lea în tramvai, că doar la Iași s-a întâmplat această nenorocire, el fiind primar, șeful serviciilor publice. Bun, dar asta trebuie să fiți onorat. Vedeți, au venit doi președinți organizați. Eu nu sunt onorat de prezența domnului Nichita la Pașcani, de exemplu, care a omorât un om pe tramvai și iese el pe televizor și spune că am găsit vinovatul. Nu, exagerat, n-a făcut-o el și nu se știe. Nu, este, nu, dar el a spus că am găsit vinovatul, deci el n-are nicio treabă. El care numește director, se ocupă de starea tehnică, el răspunde de serviciile publice, vă dați seama. Dar eu văzut că asta este o chestie, cum să spun eu, obișnuită la PSD. Și eu că am vrut să introduc sensul geratoriu, un consilier PSD a zis că n-a murit niciun om în intersecții. Nu putem să așteptăm asta. Dar nu vorbim de lucruri care Nichita le-a făcut la Iași. Vorbesc de ce am făcut noi la Pașcani. Deci el la Iași are Teatrul Național într-o cutie din 7 ani de zile, iar Opera Română o ține în chirie nu știu unde. El, ca primar, nu? Și eu aici, împreună cu Crăciunescu, la un loc, un an de zile, am adus spectacole când nu a adus peste de 18 ani de zile. El vine să strice acest lucru la Pașcani. Nu mai vorbesc că au vrut să crească și prețul la gigacalorie la Iași și nenorocea jumătate din Iași. Noroc, o intervenit prefectul. Probabil vrea să fac și acest lucru la Pașcani. Bun, și mie mi s-a părut că extrem de ciudată prezența nu numai a lui și a domnului Fenechiu. Au venit, practic, să pună presiune pe cele două organizații. N-având încredere în consilierii lor, n-au încredere. Să se încadreze în limitele... Regulile partidului. Acelui protocol care l-au încheiat la Iași. Eu vă mulțumesc. Mulțumesc și eu pentru invitație. Începând de săptămâna viitoare, când veți fi eliberat, să zic, de sarcina de viceprimar, să chiar să faceți o poziție la Pașcani, pentru că este necesar. Repet, voi susține proiectele pentru pășcăneni. Dacă va fi nevoie, cu siguranță, ne vom spune cuvântul și acolo unde nu sunt chiar pentru pășcăneni. Și cum va fi o poziție corectă. Cum s-a părut intervenția tehnică de altfel la Consiliului Independent de astăzi? Astăzi a fost corectă. Din punct de vedere legal, a fost corectă. De-aia subliniez că n-a fost niciun vot politic. Am mai fost la emisiune și colegii încercau să spună că, de fapt, politic, să zic, n-a fost niciun vot politic, nici o discuție politică, a fost pur și simplu legal, corect, și din punct de vedere tehnic s-a văzut că nu poate lucra comisia în 4 membri. Mulțumesc!